Când spuneți, începem. Da? Pentru toată lumea? Bun, mulțumesc pentru prezența la conferința de presă a Partidului Național Liberal. Bună ziua, vă spunem pentru toți cei care sunteți astăzi prezenți și vă salutăm astăzi aici, la conferința noastră de presă. Suntem într-o formulă în care vom aborda câteva subiecte și naționale și locale. Poate pentru a întări și ceea ce a apărut în spațiu public și poate și pentru a da explicațiile care trebuie date dacă sunt ceva lucruri încă neclar comunicate. Din punct de vedere al conferinței de presă, sunt alături de mine domnul prim-vicepreședinte George Lazar, domnul avocat, domnul prim-vicepreședinte consilier județean Mihai Stoica și domnul Bogdan Buhușanu, consilier județean și președinte al Comisiei de Cenzori în Partidul Național Liberal. Să-l rog pentru început să înceapă pentru conferința de presă domnul avocat Lazar pe o problemă care a fost sesizată din teritoriu de la un primar al județului Neamț, o altă abordare care va privi Consiliul Județean, apoi vor continua cei doi colegi consilieri județeni și voi încheia cu permisiunea dumneavoastră eu prin câteva declarații și pentru a întări mesajele care sunt și necesare și poate și întrebările care aveți, le aveți pentru a vă oferi răspunsul. Domnul avocat? Da, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Distinși reprezentanți ai presei, două subiecte voi aborda în conferința de presă de astăzi, a Partidului Național Liberal. Pe de o parte, sunt sesizări care vin la Partidul Național Liberal de la diversi conducători de UAT-uri primari din județul Neamț. Una dintre ele este mai flagrantă, spun eu, pentru că, de exemplu, situația comunei Borca, unde domnul primar Ovidiu Geoniță ne supune atenției pentru a interveni atât în spațiul public și la organele abilitate din județul Neamț, respectiv zona de prefectură. Următoarea adresă. Pe de o parte, domnul primar al comunei Borca a avut până în prezent, din 2016 până în prezent, 6 acțiuni ale Corpului de Control a Prefecturii Neamț, controle repetate cu aceeași temă pe care dumnealui și din toate explicațiile și juridice și administrative pe care le-a dat, le consideră la un moment dat ușor deplasate, iar această repetiție probabil că vine dintr-o zonă de răfuială politică pe care mai mari județe, respectiv prefectura și Consiliul Județean, înțeleg să o aibă ca și abordare împotriva primarilor care nu sunt de acord cu opiniile lor sau care nu fac parte din cercul lor și din anturajul lor de prieteni politici. În acest sens, și am fost prefect al județului, am văzut, prin adresa trimisă de doamna prefect Daniela Soroceanu, în care spune că în urma unei solicitări transmise prefecturii Neamț prin intermediul unei rețele de socializare de către un cetățean al comunei, îi solicită domnului primar să facă o întreagă comunicare de acte de procedură și relații despre angajările și despre situația căminului cultural al comunei Borca. Sublinez, neexistând o relație în acest sens între de subordonare între primărie, căminul cultural și prefectură. Mai mult de atât, eu vreau să indic în acest sens ordonanța 27 din 2002, reactualizată în 2016, și arăt în sensul celor afirmate că doamna prefect ori nu înțelege, ori nu distinge bine legea, ori încearcă din nou să fie în zona de limită a unui abuz. De ce spun acest lucru? Pentru că la articolul 7 din prezenta ordonanță se spune clar, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează potrivit prezentei ordonanțe. Ori, în mod normal, această sesizare pe care o trimit și solicitarea de răspuns pe care o trimis la primăria Borca din partea instituției prefectului trebuie să aibă anexat în spate datele de identificare ale petiționarului, petiția pe care acesta a formulat-o și înaintat-o către prefectură, cu motivele care sunt în spate, și apoi cer un punct de vedere de la UAT Borca. Ori, în acest sens, nu sunt
îndeplinite în cazul de față prevederile OG22 din 2002, republicată în 2016 și actualizată, iar doamna prefect, din punctul meu de vedere, merge într-un derapaj al literii și spiritului legii, forțând nota în acest sens și solicitând primăriei Comunei Borca acte pe care nu ar trebui să le solicite și o face în condiții de nelegalitate. Consider și trag un semnal de alarmă că nu asta este o conduită publică și administrativă demnă de instituția prefectului județului Neamț, nu este o atitudine normală în a pune presiune pe UAT-urile conduse de primari care nu împărtășesc aceeași culoare politică sau aceeași gașcă a domnului Ionel Arsene sau a doamnei Sorocean. Punctul 2 s-a discutat și publicat în diverse rânduri în presa din județul Neamț și s-a emis ipoteze și păreri în spațiu public cu privire la situația domnului consilier județean Baciu de la PSD. Ori în această situație o parte dintre adversarii politici sau poate și dintre colegii din presă au înțeles că foarte bine că domnul Baciu este într-o situație de incompatibilitate. S-a acreditat, zic eu în mod eronat și greșit, ideea că noi, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal sau noi, PNL-ul, nu am fi făcut la momentul respectiv ceea ce ar fi trebuit. Ori, oameni buni, vă spun cu toată responsabilitatea și din punct de vedere și juridic și politic, următoarele lucruri. Domnul Baciu are o hotărâre definitivă prin nerecurare pe care dumneavoastră aveți la dispoziție, dacă nu, vă pun la dispoziție imediat după conferința de presă, dar am văzut-o și în spațiu public, a apărut în ziarele din județul Neamț, care din 3 ianuarie 2018 este adresă trimisă de Curtea de Apel Bacău, Consiliul Județean Neamț, în care se stipulează clar, negru pe alb, subiect și predicat, că domnul Baciu a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate, hotărârea fiind definitivă prin nerecurare, sens în care dispozițiile hotărârii judecătorie sunt aplicabile 100% fără a mai dezvolta alte situații juridice. Că ulterior, sfătuit de cineva sau de altcineva, domnul Baciu a înțeles la câteva luni după să facă un apel pe care l-a depus la Curtea de Apel Bacău, mult peste termen, fiind în tardivitate, nu produce apelul domniei sale efecte din punct de vedere juridic la soluția deja dată și care, repet, este definitivă prin nerecurare. Sens în care secretarul județului Neamț avea și are în continuare obligația legală să pună pe ordinea de zi în prima ședință și de îndată a Consiliul Județean Neamț încetarea înainte de termen a mandatului domnului consilier. În acest sens, consider și tragem un semnal de alarmă, noi cei din Partidul Național Liberal, că instituțiile statului respectiv, Consiliul Județean Neamț, prin conducere și prin secretar respectiv și doamna prefect, care reprezintă instituția prefectului, să-și facă treaba, să aplice legea, să aplice o hotărâre judecătorească așa cum este ea redactată și care produce, ar trebui să producă efecte imediate, dar dumnealor, cei de la CJ și prefectură, se fac că nu văd sau că nu înțeleg și le place să arunce zona de responsabilitate înspre oricine altcineva, dar nu se uită în ograda lor, pentru că responsabilitatea este exclusivă a lor, iar de aici se naște și o zonă culpabilă și o zonă dificilă din punct de vedere legal, pentru că vă închipuiți ce înseamnă toate proiectele de hotărâre de Consiliul Județean luate prin vot, cu votul acestui domn consilier Baciu, incompatibil definitiv, sunt luate într-un mod nelegal. Asta înseamnă că oricine poate ataca în contencios administrativ tot ce înseamnă hotărârile Consiliului Județean luate la vot și cu votul domnului Baciu. Asta creează o stare de haos și o stare reprobabilă din punct de vedere și juridic, dar și vă dați seama ce efecte pot produce astfel de acțiuni la nivelul Consiliului Județean și din punct de vedere administrativ și fiscal, că vorbim de Consiliul Județean, vorbim și de tot ceea ce înseamnă hotărâri luate
de împărțire de fonduri sau de orice alte lucruri de extremă importanță. În acest sens, solicităm Consiliul Județean Neamț, prin secretarul Consiliului Județean, doamnei prefect, să aplice legea, să pună imediat în aplicare hotărârea judecătorească în ceea ce privește pe domnul Bagiu, să ia de încetarea mandatului acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul avocat! Vă rog, domnul consilier județean, pentru problemă care a vizat ședința Consiliului Județean, ultimele două ședințe, ordinară și extraordinară, cu proiectul de hotărâre pe care colegii consilieri liberali l-au inițiat. Vă mulțumesc, bună ziua, sărut mâinile. O să revin și eu, și am mai spus și ieri, într-o scurtă declarație în cadrul Consiliului Județean. Oportunitatea inițierii de către noi a proiectului cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a acelei sume de 7,5 impozit venit. La baza repartizării acestor sume s-a luat în calcul analiza în cadrul grupului de consilieri județeni și cât și cerința fiecărui oate cu privire la necesarul de sume. Necesar de sume posibil de oferit, de dat. Dacă cineva ieri analiza în presă și spunea, păi la alte primării se dădea, ați fi vrut să dați doar 100.000. Păi orice cerere vine sau o adresă către noi sau o cerință verbală imperios necesară, repetată, e clar că noi îi dăm curs dacă există. Tocmai de-aia noi când am repartizat acele sume am lăsat un milion jumătate la dispoziția Consiliului Județean, dacă am scăpat ceva, să completăm aceste sume, aceste cerințe, dacă nu a fost o cerere din partea unui oate. Bun, s-a mai avut în vedere și proiectele cu deadline închidere august-septembrie, după cum știți, perioada impusă de Comisia Europeană infringement prin respectarea calității mediului și a apei, sunt proiecte care trebuie închise în luna septembrie 2019. Sunt proiecte europene, în anii anteriori, proiecția bugetară era oarecum altfel, după cum știți, repartizată cu anexă 2, anexa B, pentru cofinanțări. Anul ăsta a dispărut și a apărut acest 7,5 necesar pentru cofinanțări. Sumă pe care domnul președinte și grupul consilierilor județeni PSD n-au cadadixit să spună hai să-i dăm drumul să o repartizăm. Ori noi reprezentăm un partid politic, nu sunt persoană fizică acolo, mă întreabă cel pe care îl reprezint, ce faci? Aveți de gând? Sau sunteți blat cu PSD-ul? Tocmai de-aia am inițiat. Tot acestor cereri. S-a avut la bază inclusiv comune de la Ștefan cel Mare, de la Grințieș, Borca, Poiana Teiului, Oșlobeni, Gârcina. Spun astea că nu toate sunt comune cu spectru politic și cu majoritate PNL. Adică acolo unde am găsit noi oportun că trebuie să repartizăm, am repartizat. Mă repet, am lăsat și o sumă la dispoziția Consiliului Județean pentru a echilibra acolo unde noi am scăpat sau nu am fost informați. N-am avut niciodată intenția de a face un partipriș, de a împărți după bunul plac, așa cum în alte decizii anterioare a procedat majoritatea PSD din Consiliul Județean. Cam atât pe tema asta. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier județean. Vă rog, domnul Bucușanu. Bună ziua, vă spun și eu. Eu aș vrea să punctez niște aspecte legate de două subiecte. Primul subiect ar fi inițierea proiectului de grupul consilierilor PNL privind alocarea veniturilor, sumelor estimate din impozitul pe venit 7,5%. În completare ce a spus colegul meu și al doilea subiect referitor la rectificarea bugetară. Subiecte care au făcut obiectul ordinei de zi și ordinare și extraordinare. Referitor la alocarea sumelor către oate, ori, din punct de vedere tehnic aș vrea să vorbesc mai mult și să spun că scopul
inițiativei noastre a fost de urgentare a acestui proiect și de alocare cât mai repede a sumelor către OAT-uri, ținând cont că sumele acestea au venit din aprilie. Din discuțiile cu președintele Consiliului Județean s-a stabilit că sumele se vor aloca după o discuție cu fiecare primar în parte, după sărbătorile pascale, lucru care nu s-a întâmplat. Până în luna iulie, când am inițiat iar demersuri să introducem pe ordinea zi de zi acest lucru, ni s-a promis că la ședința ordinară, odată cu rectificarea bugetară, va fi și acest lucru introdus. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar în legea bugetului de stat spune foarte clar că Consiliul Județean are obligația ca în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în momentul oficial al României, partea 1, să solicite în scris tuturor unităților administrative teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea Consiliului Județean se comunică direct cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și așa mai departe. Adică eu consider că tergiversarea acestui lucru s-a ținut cont de factorul politic. Cred că dumnealui urmărește ca acest lucru să fie ca un fel de șantaj politic către primarii din teritoriu, ca să folosesc un termen din fotbal, ce se vor aloca după cum va băga fiecare materiale, dacă știți la ce mă refer. Suma este 28.492.000 de lei, care este sumă fixă pentru fiecare OAT și pentru fiecare județ și cred că e o sumă destul de importantă și necesită o orientare a acestui proiect. De asemenea, se clamează foarte mult în presă că grupul PNL din Consiliul Județean a fost împotriva rectificării. Nu, noi ne-am abținut. Acest lucru s-a datorat faptului pentru că președintele, consilierul județean actual, președinte al Consiliului Județean Arsene, și-a făcut un obicei din a introduce pe ordinea de zi, în ultimul moment, toate lucrurile care sunt importante și care ar vrea dumneavoastră să noi să nu avem timp să le studiem și să avem obiecții. Rectificarea bugetară, știți că nu înseamnă doar alocarea de sume. În rectificarea bugetară sunt nenumărate permutări din capitole. Cu unele suntem de acord, cu unele nu suntem de acord. Noi n-am fost chemați la nicio dezbatere din punctul ăsta de vedere, iar ca să demonstrăm buna noastră intenție, noi vrem să solicităm o întâlnire cu domnul președinte și să avem o dezbatere pe această temă, iar grupul PNL din Consiliul Județean nu va fi împotriva rectificării bugetului județean. Cam asta am avut eu să spun pe aceste două subiecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Buhușanu. În continuare am să vă aduc la cunoștință câteva aspecte care au fost luate în comisiile de specialitate în Camera Deputaților, în Comisia de Industrie și Servicii, și anume, pe Ordonanța 114, celebra ordonanță. Colegii liberali au inițiat o serie de amendamente prin care au reușit abrogarea unor articole. Acest lucru este benefic și vom continua în demersul ca această ordonanță 114 să încercăm să o aducem într-o formă în care să nu pună economia în pericol. Am să citesc articolele și o să primiți în comunicare și scris. Articolul 40, care prevede parafonarea pe perioada 2019-2021 a indemnizațiilor acordate persoanelor persecutate din motive politice, din dictatură, cu începere de la 6 martie 1945. Articolul 46, care îi dădea puteri întărite Ministrului de Finanțe. Articolul 49, care stopa acordarea mierii de albine pentru elevi. Articolul 57 și articolul 59, fiecare dintre ele care sunt cu taxe de viciu și revin la Ministerele de Sănătate, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului. Articolul 61, care prevedea pe prețul energiei și gaze pentru un amendament cu oferirea unui termen de 90 de zile pentru a nu crește prețurile. Articolul 78, cu taxa de 2%, care la fel s-a revenit la stabilirea acestei taxe prin ordin al președintelui ANRE. Deci, ce v-am subliniat aceste lucruri? Pentru că și atunci când a fost emisă ordonanța 114 am sancționat-o și continuăm să spunem că ea nu a produs efecte benefice în economie. Am vrut să o aducem la cunoștință aceste aspecte pentru că ordonanța va intra în procesul legislativ la Camera Deputaților și sperăm ca să fie discutat în cel mai scurt timp spre a fi și aprobat. De asemenea, al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este
pentru a întări mesajul pe care l-a dat și domnul președinte Klaus Iohannis, știu că a fost mediatizat în presa din Neamț, dar pentru a întări faptul că vizita din Statele Unite oferă stabilitate și dezvoltare economică. Lucrul acesta s-a văzut și prin declarația pe care au făcut-o de comun acord cei doi președinți în Statele Unite, dar și prin declarațiile pe care Consiliul de Afaceri Americano-Român, AMRO, declarații prin care acest Consiliu au recomandat președintelui Statelor Unite să susțină candidatura României ca membru în Consiliul de Cooperare și Dezvoltare Economică, la OECD. Programul Visa Waiver este iarăși una din punctele importante ale acestei vizite și nu aș trece cu vederea independența energetică și securitatea energetică, ceea ce a generat în continuare și va genera în continuare o serie de investiții la nivel strategic în România. Depășind latura acestei vizite internaționale, care consider că este prioritară și pentru a întări practic drumul pe care România îl are din punct de vedere al parteneriatului strategic și din punct de vedere al opțiunii clare pe care domnul președinte Iohannis o are, aș vrea să întăresc și eu că dacă colegii liberali în Consiliul Județean au făcut aceste demersuri, consider că le-au făcut și în legitimitate și într-un acord corect față de interesul cu care au fost investiți în Consiliul Județean de către primari, de către oamenii simpli prin votul primit. De aceea cred că rectificarea bugetară trebuie dezbătută corect, nu băgată pe ultima sută de metri. Consider că alocările de fonduri trebuiau făcute de foarte mult timp și trebuie date către primării, pentru că sunt foarte mulți primari și ați văzut și dumneavoastră că sunt primari care așteaptă acești bani, fie că vorbim de cotele de cofinanțare pentru investiții, fie că vorbim de cotele pe care le-au ca necesitate pentru funcționare. Și cred că ducerea în derizoriu într-o polemică publică în care să se acuze unii pe alții că nu vin la ședințe sau vin la ședințe nu este o soluție benefică. Apreciez ceea ce a spus domnul Bușanu de a invita la dialog la Partidul Național Liberal toți cei care vor într-adevăr o dezvoltare a județului, pentru că trebuia să menționeze și locația și o zi, să fac o propunere scrisă, și cred că dacă cineva dorește cu adevărat o dezvoltare a județului, va trebui să vină alături de grupul de consilieri județeni să discute pentru o rectificare, dacă este o rectificare reală. Dacă este doar o rectificare de hârtie, atunci nu poate fi vorba de o reavoință, ci doar de o superficialitate. Dacă sunt din partea dumneavoastră întrebări... Legat de cazul domnului Baciu, dacă am reținut o bine, spuneați că orice hotărâre de Consiliul Local care a și cu votul dânsului este de Consiliul Județean. Ca a fost adăugată și cu votul dânsului, este susceptibilă de a fi atacată în contencios sau administrativ, fiindcă a fost luată în condiții de nelegalitate. Am înțeles corect? Corect, domnul Cezar. Și de ce nu face PNL sau iau în cald de PNL un astfel de demers, ca să nu lăsăm să treneze o situație până când doamna prefect sau domnul secretar va face ceva? Suntem în condiții de nelegalitate, haideți, oprim. Am înțeles. Nu e neapărat o întrebare, înțeleg eu, ridicați o problemă cu alte cuvinte. Eu consider în felul următor, într-un stat normal, într-un stat de drept, într-un stat în care funcționează principii sănătoase și principii de legalitate, în care avem Consiliul Județean cu secretar al Consiliului Județean, în care avem instituția prefectului cu prefect, aceste două instituții, prin conducătorii mai înainte numiți, au ca obiectiv și au în zonă de exclusivitate procedura de a iniția demiterea acestui Consiliu Județean. Ori mai departe, căutăm vinovatul la instituție, acolo unde este locul, sau căutăm de ce nu face Partidul Național Liberal. Eu consider că... Eu consider că... 2 ani de atunci de la decizia respectivă. Un an și... Eu consider că Partidul Național Liberal s-a exprimat corect. Noi nu facem nici activități sau acțiuni, nici de poliție, nici de cercetări, că nu suntem procurori, nici de instanță de judecată, că nu e în cadrul nostru să facem petiții sau plângeri sau să dăm pe unii sau pe alții în judecată sau să-i reclamăm. Dar atragem un semnal de alarmă că această situație a domnului Baciu trebuie să înceteze. Am vorbit și despre consecințele care pot fi din punct de vedere juridic, iar mai departe, sigur că pot fi și consecințe din punct de vedere juridic pentru cei care înțeleg să nu aplice legea.
Și acolo sunt organe abilitate care pot cerceta. Cu câte ce timp poate să avea situația? Domnul Cezar Filip, George, o secundă. Scuze, e responsabilitatea... George, o secundă. Legea spune clar. Pentru a fi atacat o lege în contencios sunt mai mulți factori, printre care pot fi și consilierii județeni. Asta ați întrebat. Nu? De ce, nu face parte... De ce nu... Și ceva nu a fost rezolvat. Păi, problema trebuia să o rezolve, în primul rând, Partidul Social Democrat, în al doilea rând, prefectul, da? Sau în al doilea rând, secretarul Consiliului, în al treilea rând, prefectul, în al patrulea rând, dacă nu, poate fi atacată de către orice persoană, care poate fi fizică, opțiune politică sau nu, iar Partidul Național Liberal analizează propunerea dumneavoastră pe viitor de a ataca proiectele de hotărâre adoptate în mod nestatutar. Da. Domnule, să vă spus că domnul Roborca a fost controlat de 6 ori. Da. Și am înțeles că în baza unei anonime, de fiecare dată sau o singură dată? Sau... Nu, el a fost controlat de 6 ori de corpul de control al prefectului pentru diferite situații administrative sau juridice care le-au sesizat cei de la prefectură sau nu știu cine a sesizat, în legătură cu ultima adresă trimisă de către doamna prefect, îi pune în vedere domnului primar să răspundă la o serie de chestiuni care, în primul rând, nu au un raport juridic bine definit, nu invocă o bază legală, iar mai mult îl obligă pe UAT, Borca și pe domnul primar să răspundă în baza unei sesizări făcute pe Facebook, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OG 22/2002, republicată în 2016, cu privire la modalitatea de a fi instrumentate petițiile. Mulțumim, aproape de 2 ani, județul Neamț a devenit o practică faptul că în baza unor anonime să fie declanșate chiar închete penale. Aveți cunoștință? Corect, și nu este în regulă. Primarea față situația asta, adică oameni care au fost controlați în urma unor anonime? Am ca să spun un mandat personal și noi colegii din Partidul Național Liberal să facem o discuție astăzi despre acest caz Borca domnului Ovidiu Niță. În rest, sigur, discuții... Ne-au fost aduse la cunoștință și alte situații, le vom analiza. Adică... Alte situații în care există posibilitatea sau prezumția rezonabilă de a se invoca o anonimă pentru o cercetare. Și o să vedeți că... Dar nu le comentăm până nu le... Avem fundamentate. Sunt, mai sunt. Domnul. Iar la Borca, dacă o să întrebați pe domnul primar la Borca și o să aveți plăcerea să-i luați un interviu, să zic, cu privire la situația lui din ultimii ani și pe relația UAT Borca-Prefectură, o să întâlniți un caz alucinant din punctul meu de vedere, când o persoană care nu lucrează în prefectură, lucrează la trolebuzul, detașată la prefectură ca și câmp de muncă, vine și conduce în primărie o anchetă a corpului de control. Este o situație halucinantă din punctul meu de vedere. Nu dau nume, dar dumneavoastră cei din presă sunt convins că știți și nu e prima dată când auziți astfel de lucruri. Deci asta se întâmplă la nivelul uneia dintre cele mai importante instituții din județul Neamț. Mai sunt de la dumneavoastră întrebări? Da, aș mai întrebare. Vă rog. De câte ori consilierii județeni ai PNL, după ce s-a adoptat o hotărâre de Consiliul Județean cu o majoritate simplă și la limită, da, în sensul că a fost un singur vot peste, au luat cuvântul în plenul Consiliului Județean să spună această hotărâre poate fi atacată contencios administrativ din cauza domnului Baciu. Personal nu v-am auzit, domnul consilier. Nu știu, răspundeți. Dacă îmi permiteți, și cred că ați urmărit, nu cred că e o ședință de Consiliul Județean în care eu să nu iau cuvântul. Legat de speța asta, aveți dreptate. Legat de speța asta, din sală, din rândul colegilor mei, cred că în fiecare ședință se învenerează și se aduce, să face trimitere la persoana domnului Baciu, așteptăm când se pune pe urnea de zi suspendarea mandatului. Pentru că public nu se aude această voare depusă. Doamna Da, doamna Baciu, știu, nu, dar știu când chiar nu e. Poate așteptarea față dumneavoastră și nu numai dumneavoastră față de colegii consilieri este normală să fie mai mare ca efort. În același timp, însă, dacă uneori nu s-au ridicat la nivelul așteptării, nu trebuie pusă buna credință sub semnul întrebării.
Există o echipă de 14 consilieri care în tot ce au făcut, au făcut cu bună credință. Dacă vreodată n-au reușit să livreze așteptărilor răspunsurile sau întrebările, nu sunt 15, sunt 14, 14 de la PNL și 2 de la PMP. Al 15-lea este de la PMP, care al 16-lea nu mai este la PMP sau este, nu știu. De asta fac o paranteză pentru a explica. Dacă vreodată s-a întâmplat, să știți că le-am spus și își asumă. În același timp, cred că parteneriatul dintre societatea civilă, parte politică, pe lucruri concrete, cum sunt situații de genul acesta, trebuie să existe pentru a se ajunge la o normalitate. Ei își primesc, nu știu dacă e critică sau sfat, pentru a reacționa pe viitor mai ferm. Poate în trecut trebuia să fie mult mai ferm. Nu înseamnă că nu au fost de bună credință. Aș vrea să completez și eu că noi activăm pe niște comisii, dar să știți că nu după fiecare vot al unei hotărâri la limită, dar colegii mei, prin persoana domnului Hopșa Florin, care este și lider de grup, colegul Valentin Stavarache, a ridicat din numărate ori problema aceasta. Eu n-am ridicat-o personal, sincer, dar eu am ridicat probleme din punct de vedere economic care țin de comisia la care activez. După ședința, am menționat că după hotărâre la limită n-am ridicat problema, dar tot de fiecare dată s-a ridicat problema. Nu poate hotărâre de Consiliul Județean, pot fi... Stai, George, cum te mai... Spune. Doamna Teo, am înțeles întrebarea care nu sunt Consiliul Județean, dar ați adresat o întrebare colegilor Consiliului Județean. Pentru o mai bună clarificare, să știți că proiectul de pe ord, proiectul de hotărâre de Consiliul Județean pentru încetarea de drept înainte de termenul mandatului domnului Vasile Baciu a fost inițiat, dar și retras în aceeași zi, de domnul președinte al Partidului Social-Democrat și al Consiliului Județean, Ionel Arseneș. Ionel Arseneș, cu bună știință, a făcut acest demers pentru a nu-și pierde majoritatea. Și ține în continuare cu bună știință, dar împotriva legii, un consilier județean incompatibil în consiliul județean cu hotărârea judecătorească definitivă. Cred că izvorul de și de întrebare, dar și de răspuns ar trebui din partea noastră a gazetarilor din Neamț să plece și să primiți răspunsul de la instituția Consiliului Județean. Pornind de la acest caz, PNL-ul poate iniția un proiect de hotărâre în acest sens? Da. PNL-ul va iniția un proiect de hotărâre pentru a sancționa pe toți cei care sunt în situație nediscriminatoriu, pe toți cei care sunt în situația de a fi cu de hotărâri definitive și irrevocabile. Asta înseamnă că toată lumea, principiul trebuie să fie la fel ca și normă de drept pentru toată lumea. Domnul Mihai Stoica aici de față va fi cel care se va ocupa și va iniția împreună cu toți colegii consilieri liberali, dar nediscriminatoriu. Bun. Așa cum am spus, dacă îmi permiteți... Gata. Vreau să rămân în zona asta. E vorba de o ședință extraordinară în care va fi inițiat sau și următoarea ședință ordinară sau extraordinară? Până la următoarea ședință ordinară, inclusiv ședința ordinară, PNL-ul va iniția acest demers. Nu îl temporizez acum că e extraordinar sau ordinar, pentru că relevant este principiul de a se aplica. Și nu doar pe acest subiect va iniția, de asta rămâne la latitudinea lor momentul alegerii. Vor fi și pe alte teme. Revin la ceea ce s-a întâmplat și am adresat întrebarea și domnului Popșa, și aș vrea să o cumulez cu proiectul de rectificare. Ați invitat și spunea domnul Popșa că și la proiectul de repartizare a sumelor acelor 29 de milioane, a invitat toate partidele la o discuție pentru a așeza scuzele pe tot. Ați invitat și pe proiectul de rectificare. Dacă nu se va răspunde aceste invitații, care va fi atitudinea Partidului Național a Consilierilor în raport cu proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetară și cu cel de alocare a celor 29 de milioane? Veți merge într-o ședință extraordinară cu un proiect separat sau într-o ședință ordinară cu un proiect separat de rectificare și un proiect cu cele 29 de milioane? Dacă Partidul Național Liberal, și colegii vor completa și vor răspunde,
au un mandat clar în biroul județean de a susține repartizarea sumei de 28 de milioane de lei, da, cota aferentă, în forma prezentată. Dacă în cadrul dezbaterilor politice pe care domnul Buhușanu le-a inițiat ca invitație publică astăzi, vor fi propuneri de altfel, argumentate, cred că cei 14 consilieri județeni PNL au capacitatea de a înțelege și de a face concesii. Dar cineva va trebui să spună de ce să nu se dea bani la Piatra Neamț sau la Roman sau la Borca sau la Borlești sau la Podoleni. Adică nu doar într-o formă sau în alta. Momentul în care au făcut această repartizare a avut ca și argument și faptul că poate de-a lungul timpului aceste OAT-uri nu au primit și altele au primit pentru o echilibrare, că despre asta se vorbește. Legat de partea cu rectificarea bugetară, la fel colegii consilieri, după cum v-a spus domnul Buhușanu, vor analiza dacă rămâne în forma propusă sau pot să fie și alte proiecte care sunt de interes la fel județean. Și mai departe, forma în care va ieși, că e ședință extraordinară sau ordinară, vor decide ei 14, ca moment când să le depună, în cadrul perioadei imediat următoare. Mihai, vrei să completezi? Da. Păi, vă dau un exemplu. Ieri analizează un primar PSD intenția noastră de repartizare de sumă. Păi zic, nu, că-ți spun eu. Nu că am văzut, e 300 de... Și se poate cu primăria X, care e mai mică, și dați 500 de mii? Bun. Explicația e clară, cum spuneam și la începutul discuției. Atâta timp cât reprezentanții OAT-urilor, primarii, nu vin să ne aducă la cunoștință oportunitatea alocării acestor sume prin proiecte, contracte de închis, noi n-avem toate informațiile și de dincolo de la PSD. Sunt câteva primării cu care discutăm și comunicăm, relaționăm, dacă se poate spune așa. Alții nu. Relaționează direct cu domnul președinte. Bun, mă repet, am lăsat o sumă la disponibil pentru a fi și ei beneficiari acestor sume, funcție de necesități. Asta e. Nu, noi vom iniția, cred că din nou, extraordinară, până la ordinară, că dacă stăm la ordinar în decembrie, în septembrie pe 20-28, chiar că se duce dreacu totul, iertați. Deci nu se poate. Dar să fie acel proiect de ieri. Da. Proiectul privind consilierul Baciu. Da. Și rectificarea. Doamna Păvăluță. Da. Doamna Păvăluță și rectificarea. Rectificarea în forma gândită de PNL sau eventual la o discuție cu cei care... La o discuție, urmarea propunerii domnului și invitației domnului colegului meu, domnului Bujan. Referitor la ce spuneam doamna Păvăluță, am spus și mă repet, spunea anterior domnul președinte, da, eu voi iniția, dar atenție, cu mențiunea și Baciu în același proiect. Adică fără... aceeași proiect. Da, în aceeași inițiativă de proiect. În aceeași ședință. Da? Adică nu se poate să preleve de... Ați observat, ei au votat, noi n-am participat la vot, ei au votat doar 4. De fapt, ce se intenționa de la capul locului? Să scoată jarul din foc mâna noastră. Păi nu ei în 2016, la preluarea mandatului, i-au binecuvântat pe posturile alea? Nu știu, fac niște comisii, vin, nu ne explică nimic, dacă nu cere o ședință sau colegii mei cărui fapt se datorează. Eu de unde să știu că există un proces sau unui director din cadrul Direcției Consiliului Județean Protecție Socială? Vis-a-vis de repartizarea sumelor pe postul pe venit, n-ar fi mai simplu de legiferat la nivel național ca sumele acestea să rămână în localitățile unde se plătește impozitul pe venit, adică să rămână acolo unde se plătește, decât să se ridice la nivel național și să reîmpartă în funcție de, nu știu, solicitări? Acum e o propunere pe care o vom analiza dacă e mai simplu sau mai complicat. Au fost propuneri legislative care au fost modificate frecvent pe tema. În mod normal și Partidul Național Liberal ca idee, ca principiu, susține ideea de descentralizare cu o cotă de completare. În momentul în care am vorbit și despre a lăsa
cotă parte din resurse la autoritățile locale, tocmai în aceeași idee, ca fiecare să-și gestioneze mai bine veniturile și cu o cotă de completare, pentru că sunt județe sau sunt OAT-uri care au nevoie de completare. De asemenea, iarăși Partidul Național Liberal, ca și principiu, a venit cu o idee de a vorbi de o reorganizare administrativă, pentru că sunt localități care au mai mulți poate, acum ipotetic și proporțional vorbind, au mai mulți funcționari decât locuitori uneori. Și acolo trebuie să revizuite. Dar nu vreau să spun că este mai simplu acum sau nu, pentru că intrăm într-o altă dezbatere care trebuie dusă în Parlament, în Comisiile Buget, Finanțe, Cameră, Senat, cu un acord cu Ministrul Finanțelor, și înseamnă o modificare legislativă. Un singur lucru este clar. Simplu este că atunci când oamenii îți cer fondurile, și în cazul de față toți primarii din județul Neamț așteaptă aceste fonduri, să se dea. Pentru a-și completa cotele de cofinanțare la investiții, pentru a-și completa ceea ce au prins în buget pentru lucrările în curs, în derulare, pentru investiții. Adică? Este în continuu reconfigurare. Nu înțeleg ideea. Se înscriu oameni, funcționează. Nu există birou politic? Nu, dar biroul politic, există președinte, da, subsemnatul. De când s-a făcut propunerea și așa a fost stabilită, că alegerea pentru biroul politic va fi făcut după alegerile prezidențiale, nu se va face până atunci decât activitate de partid. Suntem în campania pentru alegerile prezidențiale, șef de campanie pentru municipiul Piatra Neamț este domnul senator Eugen Țapu. Nu e niciun fel. Sunt membri care se înscriu în fiecare săptămână, nu puțini, suficient de mulți. Alegerile vor fi făcute după ceea ce înseamnă campania de la prezidențiale. Mulțumesc. Există un protocol semnat de colaborare cu Partidul Mișcarea Populară în județul Neamț sau la Piatra Neamț, sau a fost dat în înțelegere verbală? Semnat de cine? De cele două partide. De PNL Neamț? Da. Nu. Sau e doar verbal un protocol de colaborare? Nu. Consiliul Județean? Haideți să vă explic o situație. Că dacă înțeleg unde întrebați. În anul 2017 a existat o solicitare în biroul executiv PNL ca Partidul Național Liberal să susțină PMP-ul în administrația locală, PMP-ul asumându-și atunci că va fi în opoziție față de PSD. Asta la nivel central. Nu, se vorbea de județul Neamț. Decizia viza județul Neamț. Că PMP-ul își va asuma că va fi în opoziție față de PSD. PNL-ul a fost partener corect față de PMP în toate manifestările politice, indiferent că au fost în adversitate cu PSD-ul sau de altă natură. Domnul primar Chitic a avut o manifestare corectă și de susținere față de PMP. Colegii județeni liberali, în momentul în care un consilier județean a fost dat afară abuziv, l-au susținut, au sancționat acel moment și au avut o manifestare corectă politică față de PMP. Cred că acea decizie și acel agreement în care ei au solicitat sprijin, intrând într-o adversitate față de PMP, într-o opoziție față de PSD, al PMP-ului, din partea noastră a fost girată cu bună credință. PMP-ul va trebui să decide dacă este în opoziție cu PSD-ul sau nu. Dar dumneavoastră simțiți că PMP-ul este în opoziție? Nu trebuie să cu PNL-ul sau doar o parte din PMP în opoziție? Nu trebuie să definesc eu cum este PMP-ul. PMP-ul trebuie să definească el cum își construiește conduita. Domnul Gavrilescu este președintele partidului și trebuie să decidă dacă este în opoziție cu PSD-ul, dacă este în parteneriat cu PSD-ul sau dacă știți cum mai există ziua fată mare, noaptea pe la felinare. Există întrebare și către ALDE, pentru că cele trecute la nivel central, ALDE și-a redefinit poziția nu împotriva PSD-ului, da? Întrebați-l pe domnul Asaftei. Aveți așteptări din zona ALDE la nivelul Consiliului Local, Piatra Neamț, Consiliului Județean, la Roman, la Tâlc, mă rog. Partidul Național Liberal pornește de la următoarea idee. Așteptarea pe care o avem este ca, fie că vorbim de ALDE, PMP
sau oricine altcineva, cum este cazul de față cu rectificarea bugetară sau alocarea fondurilor, să fie în concordanță cu solicitarea venită din teritoriu. Adică domnului primar Niță de la Borca trebuie să-i spună și colegii de la ALDE de ce nu l-au susținut, doamnei primar de la Dobreni la fel trebuie să-i se răspundă de ce nu au fost susținuți, Partidul Național Liberal îi va susține. Dacă în acest demers vor veni și consilierii județeni ALDE sau PMP, nu pot decât, cred că colegii mei, să se bucure. Mai departe, timpul va așeza și va arăta dacă sunt oameni corecți toți actorii politici sau una spun și alta fac. Deci nu înțeleg de cine n-ar fi corect Tăricianu care anunță că va fi votat inclusiv moțiunea împotriva PSD-ului sau la nivel local cei care nu respectă o decizie. Nu pot să comentez acum. Dar în discuție cu domnul Gabrilescu și cu domnul Asapte, ați avut zilele acestea după ce s-au întâmplat la nivel național toate aceste decizii? Cu domnul Gabrilescu am avut o discuție astăzi în care l-am rugat să clarifice poziția partidului. Să înțeleg că după întâlnirea de după amiază, nu vreau să comentez, dumnealui va... Da, în sensul că vreți cum eu răspund după acest... Și noi și dumneavoastră. Dumnealui trebuie să-și clarifice poziția partidului față de colegi, față de societate, și poate față de propria persoană. Încă nu. Am discutat eu cu domnul Asafte. La ședința ordinară a venit și a votat împotrivă. La ședința extraordinară n-a mai venit, era în concediu. Deci am înțeles. Da. Ce să... Mai sunt întrebări? Mulțumim! Mulțumim frumos! Doar o precizare.